Prima dată vom încălzi cuptorul la o temperatură de 180 de grade. Într-un bol voi adăuga 5 ouă mărimea L sau 267 de grame de ouă. Le voi mixa la viteză maximă timp de 5 minute. Au trecut 5 minute, voi adăuga 120 de grame de zahăr în timp ce voi mixa la viteză maximă puțin câte puțin. Din momentul în care am terminat de adăugat zahărul, voi mixa la viteză maximă timp de 2 minute. Au trecut 2 minute, voi adăuga 20 de mililitri de esență de rom în timp ce voi mixa la viteză maximă. După ce am adăugat esența de rom, am mixat la viteză maximă timp de câteva secunde, iar esența de rom am adăugat-o treptat în timp ce mixam la viteză maximă. Vom opri mixerul, iar cu ajutorul unei spatule vom amesteca 120 de grame de făină. Eu folosesc făină superioară, dumneavoastră puteți folosi făină normală fără nicio problemă. Am cernut făina înainte de a o adăuga în bol și o vom adăuga puțin câte puțin. Vom lua compoziția de jos în sus. În momentul în care am terminat de amestecat prima parte de făină ce am adăugat-o, vom adăuga o altă parte de făină. Vom amesteca la fel și vom continua așa până ce vom termina de adăugat toată făina. Am terminat de amestecat foarte bine făina cu restul de ingrediente. Jumătate din această cantitate o voi adăuga într-un bol. Într-o compoziție voi adăuga colorant alimentar verde, cantitatea o veți alege dumneavoastră și voi amesteca foarte bine. Eu folosesc colorant alimentar tip C, iar în acest bol voi adăuga colorant alimentar roșu. La fel, cantitatea o veți alege dumneavoastră și vom amesteca foarte bine. Voi adăuga aceste două compoziții în poșuri diferite. Dacă nu aveți poș, nu va fi nicio problemă, puteți să adăugați direct în pungulițe normale. Să nu tăiați la capete pungulița decât în momentul în care veți adăuga compoziția în tavă. Voi unge hârtia pentru copt cu ulei alimentar. Voi tăia poșurile la capete și voi începe să adaug un rând de culoare verde, apoi un rând de roșu și voi continua așa până ce voi termina toată compoziția pentru pandișpan. Cum mi-a rămas compoziție, voi adăuga peste roșu compoziție roșie și peste verde, compoziția verde. Vom lovi cu forma de masă pentru a se întinde foarte bine și pentru a ieși aerul din această compoziție. Iar cu un bețișor, vom plimba ușor bețișorul prin această compoziție. Îl voi introduce în cuptorul preîncălzit la o temperatură de 180 de grade, iar timpul de coacere am să vi-l spun în momentul în care voi scoate pandișpanul din cuptor. În cazul în care doriți să fie mult mai înalt pandișpanul, veți adăuga o linguriță de praf de copt atunci când veți adăuga și făina. Cum am cuptor electric, voi lăsa să funcționeze ambele rezistențe, iar tava cuptorului am să o pun pe primul rând din partea de jos a cuptorului. Am scos pandișpanul din cuptor, l-am ținut la copt timp de 12 minute. Acest pandișpan nu trebuie copt foarte mult. Dacă îl veți coace foarte mult, nu-l veți putea rula. Vom adăuga pandișpanul pe o tavă în care am adăugat un prosop. Cu această parte, eu doresc să-l prezint. De aceea, voi așeza o altă hârtie pentru copt și voi întoarce pandișpanul. Iar pe această parte vom pune umplutura. Iar înainte de a rula pandișpanul, vom cresta puțin de 3 ori acest pandișpan, fără a-l tăia complet. Iar la celălalt capăt vom tăia pandișpanul în diagonal.
cel mai bine este să aveți un cuțit cu ziți. Și vom începe să rulăm acest pandișpan. Să nu lăsați pandișpanul să se răcească foarte mult înainte de a-l rula. Și îl vom lăsa exact așa cum l-am rulat, să se răcească timp de 10 minute la temperatura camerei. Iar cum eu voi face două variante de ruladă pentru ziua de Crăciun, voi folosi frișcă. Eu folosesc frișcă lichidă Hulala, ce conține zahăr. Frișca trebuie să stea în frigider pentru cel puțin o oră înainte de a o folosi. Cantitatea de frișcă ce o veți folosi, o veți alege dumneavoastră. Eu folosesc un litru de frișcă lichidă. Prima dată o voi mixa la viteză mică timp de un minut, apoi voi mări treptat viteza până la viteză maximă și o voi mixa până ce voi vedea că am obținut o consistență foarte solidă încât să nu cadă din bol. Am terminat de mixat frișca. După cum vedeți, are o consistență foarte solidă. În acest moment vă veți opri din a mixa. Aveți grijă să nu mixați foarte mult frișca, deoarece puteți obține unt în loc de frișcă. Voi întoarce bolul pentru a vedea dacă am mixat-o corect. După cum vedeți, frișca nu cade absolut deloc din bol. Și o voi introduce în frigider până ce voi avea nevoie de ea. Au trecut 10 minute. Eu voi tăia acest pandișpan pe din două pentru a vă prezenta aceste două variante de ruladă pentru zilele de sărbători. Un pandișpan îl voi pune deoparte. Eu nu voi însiropa acest pandișpan. Dumneavoastră, dacă doriți, înainte de a adăuga frișca, puteți să-l însiropați cu puțină apă cu zahăr și esență. Cealaltă parte de pandișpan, la fel. O voi adăuga pe o hârtie de copt și fiecare va adăuga ce cantitate de frișcă dorește. Vom întinde foarte bine frișca pe toată suprafața pandișpanului. Iar acum vom rula începând din partea unde am tăiat ușor pandișpanul. În momentul în care rulăm, nu apăsăm foarte mult pe pandișpan. Și îl vom introduce în frigider timp de 30 de minute. Iar cu cel de-al doilea pandișpan voi proceda la fel. Doar că acest pandișpan îl voi strânge mult mai mult atunci când îl voi rula. Iar acum îl voi rula. În timp ce îl voi rula, de această dată voi apăsa pe pandișpan, dar nu foarte mult. Îl vom rula în această hârtie și îl vom introduce în frigider pentru cel puțin 30 de minute. Vom pregăti platourile unde dorim să adăugăm aceste rulade. Pentru a acoperi rulada voi folosi această duză. Aceasta este rulada ce doresc să o acopăr cu frișcă, iar cu această parte o vom așeza pe platou. Dar înainte de a o așeza pe platou, pentru a nu murdări platoul, vom adăuga hârtie pentru copt. Vom așeza rulada. Vom scoate cu grijă hârtia, iar platoul nu s-a murdărit absolut deloc. Eu voi adăuga puțin sclipici comestibili. Eu am decorat-o foarte simplu, dumneavoastră o veți decora cum doriți. Acum voi adăuga pe un platou rulada ce nu voi orna, o voi lăsa exact așa cum este. O vom tăia la capete, așa arată atunci când o veți servi. Voi adăuga puțin sclipici comestibili și aceasta este cea de-a doua variantă de ruladă pentru ziua de Crăciun.
O rețetă foarte ușor de făcut, foarte rapid și foarte simplu. Și așa arată rulada acoperită cu frișcă atunci când o veți servi. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.